România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Este a doua zi de greva profesorilor și este probabil că aceasta să mai dureze. Premierul Ciucă spune că problemele profesorilor sunt absolut foarte greu de rezolvat, formularea sa. Dincolo de asta, însă, trebuie să-i dau dreptate. Înainte de grevă, guvernul începuse un program de austeritate, cel puțin declarativ. Erau estimate măsuri de înghețare a salariilor și limitarea unor cheltuieli. Sperau cei de la PSD și PNL să cheltuiască cu mai puțin de 1 miliard de euro pe trimestru, dar mai mulți experți arătau că acest calcul este măcar optimist. Mai mult, economia României a frânat masiv și creșterea ultimului trimestru este de 0,1%. Producția industrială a scăzut la olaltă cu consumul, care nu mai este la fel de mare, evident, din cauza inflației. Ne ținem bani în buzunar. În continuare, o treime din economie este la negru, datoria guvernamentală a trecut de jumătate din PIB. Plătim pensii și salarii din împrumuturi la dobândă foarte mare. În fapt, suntem mai aproape de Grecia decât de România prosperă de acum 2 ani. Nici contextul internațional nu ne ajută foarte tare. De ce vă spun toate aceste lucruri? Pentru că situația este atât de complicată încât o decizie în favoarea profesorilor este foarte grea. Presiunea socială e foarte mare însă, căci această breaslă a rămas la un nivel de jos, iar lipsa ei de performanță prăbușește România pe mai multe niveluri. Greva vine și într-un moment în care clasa politică pregătea o schimbare de mari dimensiuni. Înțelegerea dintre PNL și PSD prevedea o așa numită rotativă guvernamentală, adică de săptămâna viitoare ar fi trebuit ca Marcel Ciolacu să fie premier. Acesta spune însă că negocierile sunt suspendate din cauza problemelor grave cu care se confruntă țara. Adică nu poate pune el, zice, politica înaintea oamenilor. Așa sfărăie domnul Ciolacu. Pe de altă parte, nici nu-i place acum domnului Ciolacu să vină într-o poziție în care să nu poată plăti acești bani către profesori. Premierul decontează cu multă imagine în astfel de situații ca și partidul pe care îl conduce. Principial, cum îi știți, liberalii îi invită însă la rotativă și speră ca în perioada următoare să facă și ei ce a făcut PSD-ul în ultimii 2 ani, adică să fie și la putere și în opoziție în același timp. Sigur, cei doi miniștri cu rezolvarea problemei cu banii, Budăi și Căciu, sunt la PSD. Dar ei pot fi sacrificați cu ușurință de Marcel Ciolacu, care vrea doar activul, nu și pasivul guvernării, adică să guverneze din fruntea bucatelor. Dincolo de asta, trebuie să mai știți ceva. Un alt motiv al blocajului este că PSD nu e de acord ca Sorin Grindeanu să plece de la transporturi. Înțelegerea inițială spunea că liberalii trebuie să preia acest minister înainte alegerilor, pentru că aici, în perioada următoare, se vor tăia o sumedenie de panglici. Or, este un minister cheie ca să câștigi puncte electorale. Și uite așa, au ajuns să se încâlcească toate lucrurile. Și asta se întâmplă când, de fapt, politicianul român a înțeles că în ultimii ani el trebuie doar să împartă, nu să ia decizii necesare. Căci da, pentru România urmează decizii dureroase și nimeni nu are curajul să le ia. De asta se invită astăzi unul pe altul la putere. Dar voi ce spuneți? Asta e interpretarea mea. 0372069599. Cine ar trebui să-și asume rezolvarea crizei? Trebuie ca premierul Ciucă să-și depună mandatul, iar Marcel Ciolacu să formeze un nou guvern? De ce amână PSD preluarea puterii, ce spuneți voi? Și unde ar trebui să fie președintele Iohannis în această situație? 0372069599, emisiunea asta este și pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, la radio, la Europa FM. Deschidem liniile vorbind cu Radu. Salutare, Radu! Bună ziua! Salut! Sunt pentru prima dată la dumneavoastră în emisiune și am câteva emoții, așa că vă rog să mă scuzați. Vreau să încep prin a spune că sunt profesor de istorie și sunt în grevă. Și să-mi spun și eu un punct de vedere referitor la toate evenimentele care se întâmplă zilele acestea. Te rog. Deci,
vă rog să mă corectați dacă greșesc, dar în fișa postului președintelui României, potrivit Constituției, el are rolul de mediator. Deci, din punctul meu de vedere, președintele României, în condițiile în care este un conflict social, greva profesorilor, ar trebui ca toate forțele politice să se adune la masă și să rezolve această problemă la inițiativa președintelui României, cu rolul său de mediator, care scrie în Constituție. Mai ales că este profesor. Bun. Mai ales că este profesor. Eu, de exemplu, la fiecare început de an, semnez o fișă postului, în care îmi scrie atribuțiile și așa mai departe. La fel ar trebui să se întâmple și cu președintele României. În ceea ce privește povestea cu rotativa, este o problemă delicată, dar aș vrea să vă răspund cu o întrebare. PNL-ul și PSD-ul procedează în acest fel, tratând cu dispreț profesorii, educația, sănătatea și așa mai departe. În condițiile în care la anul sunt alegeri, noi ce perspectivă avem? Spre ce este împinsă societatea românească? Acum societatea își caută singură drumul. Nu cred că guvernul poate să zică foarte multe. El poate să facă sau să ia decizii în zone bugetare sau de crearea unor investiții, a unor pârghii. Cred însă că în lipsa unei decizii privind educația, noi suntem împinși, ca să-ți răspund la întrebare, într-o zonă în care vom avea o populație din ce în ce mai slab pregătită și incapabilă să răspundă unor nevoi ale societății moderne, adică pe șleau vom avea la fel de mulți analfabeți funcțional ca înainte, dacă problema școlii nu este rezolvată. Exact, înainte de a fi profesor sunt și părinte, am doi copii, unul în clasa 7-a și unul în clasa 0. Ce cadre didactice sau ce personal va intra în învățământ în condițiile actuale salarizări? Înțe. Îmi pun o întrebare asta din perspectiva copiilor mei. Nu știu cine va intra. Dacă, știu, salariul... dacă nu se rezolvă problema cu salarizarea, vă dați seama, vor intra persoane tot mai slab pregătite și vor forma o generație care nu va putea face nimic, nu va ști nimic. Radu, ești de acord cu mine că o mărire la nivelul de 60% e greu de îndeplinit? Adică ce vreți, breas la voastră, e greu să se îndeplinească asta. Înțeleg că liderii da. Voștri s-au dus acum la guvern cu o propunere de 16% plus un bonus anual de 4.000 de lei pentru fiecare dintre voi. E mulțumitor? Nu știu dacă este mulțumitor sau nu, dar ideea este că lucrurile trebuie să se miște. Sigur, noi poate acum facem grevă într-un moment nepotrivit, dar când ar fi fost momentul potrivit, când se trag semnale de nu știu câți ani? Da, e bună observație. Aici, mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Hai să-l auzim pe Cristi. Salutare! Cristi, ne auzim? Pare că nu e. Cristi, trebuie să-l trezim. O fi la Cotroceni. Mă gândesc din punctul ăsta de vedere. Haideți, până când îl prindem pe Cristi din nou, trebuie să zic eu două cuvinte în momentul ăsta, până când ne facem legătura telefonică sau avem pe altcineva pe fir. Trebuie să știți că unul dintre motivele pentru care negocierile s-au blocat în acest moment este faptul că PSD are o mare problemă cu Ministerul Transporturilor. Acolo se întâmplă unul dintre lucrurile importante pentru ei. Sorin Grindeanu ar trebui să plece din poziția respectivă, să-l lase la PNL. Doar că PSD nu vrea deloc acest lucru. Mai mult, pe scena asta, că e un pic de șah acolo, apare și o propunere ca domnul Grindeanu o să ajungă într-o forță foarte importantă. Nu știu cine propune chestiunea asta, nu știu cine e de acord, dar ea vine dinspre zona PNL, astfel încât domnul Grindeanu să ajungă mai târziu, în câteva luni, poate, după plecarea domnului Helvig, să ajungă șef al SRI, ceea ce ar fi
un, cum să zicem, un contrabalans la adresa premierului Ciolacu. Ori și aici e foarte mult de judecat. Marius, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bine v-am găsit. Și ascultătorilor. Ar trebui să repet întrebările, da. Cine trebuie să-și asume, domnule, rezolvarea crizei? Domnul Ciolacu, domnul Ciuc? Da, înainte de a da câteva răspunsuri pertinente, că o să iau gradual, dăm voie să fac o remarcă, având în vedere ceea ce se întâmplă la nivelul nostru național. În ăștia 33 de ani de democrație prost înțeleasă, și nimeni nu va schimba părerea asta, politicienii noștri mi-au demonstrat încă o dată că sunt, vor fi 99% pentru ei și 1% pentru țară. Deci procentul ăsta, dacă nu se schimbă, nimic nu se va schimba în țara asta. Acum știi cum e, astea sunt percepții, să mergem mai departe. Nu știu, poate unii dintre ei au procentele nu inversate, nu zic, dar poate le au jumate. Nu adică le sunt au și... deloc. Uite-te ce se întâmplă. Nu, eu fraza asta cu uite-te ce se întâmplă în România, nu o mai accept. Adică nu mai merge. Serios, am obosit. Sunt atâția oameni care fac treabă în România, fie că-s politicieni, administrații, oameni din mediul privat. Țara asta s-a schimbat. Avem probleme mari, ca orice nație a lumii. Dar nu așa cum ar fi trebuit. Și nu pentru noi. Există o țară perfectă pe lumea asta? Crezi că dacă ai trăit în Germania, n-ai avea probleme? Dar nici nu mă interesează ce fac alții. Pe mine mă interesează ce facem noi. Bine, și care e România perfectă? Dacă ai avea 4.000 de euro salariu, am avea 15 autostrăzi? Nu, aici nu. Eu nu vorbesc de mine acum, da? Hai să vorbim despre ce trebuie, că văd că până ne contrazicem și e păcat că poate mai vor să intre și alții. Deci criza actuală ar trebui rezolvată de cei care sunt acum la putere, pentru că sunt aceiași. Ce dacă e rotativa? Tot ei vor fi. Că se schimbă premierul și asta. PSD-ul, normal că nu vrea. Vrea să fie cât mai ușor. Ei când preiau, totul să fie curat și... Menținerea lui Grindeanu la Ministerul Transporturilor, ce să mai... Mă duce cu gândul la chestia aia din 2017, țin minte, cu legile justiției. Cine era prim-ministru? Sorin Grindeanu. Da. Este? Este, da. Păi stai, și ce legătură are una cu alta? Adică te duce cu gândul acolo în ce sens? Că nu mă prind. Păi, gafa de atunci. Așa. Da? Iar, pe urmă, locul călduț pe care l-a ocupat, pe urmă, iar acum iar l-am adus în prim plan. Normal că, având în vedere banii care vin de la PNRR-ul acela. PNRR, da. Așa, că așa. Normal că vrea să fie menținut în funcție, să-și... Bun. Cum să spune? Capitalul electoral. Am spus totul. Da, evident. Și atunci, cine? Sau cum ar trebui să facă? Uite, vineri... Nu, ar trebui... Deci, repet încă o dată. Trebuie să fim constanți în anumite chestii. S-a hotărât sub medierea președintelui. Da. Da? Rotativa asta să fie, așa cum este și cu asta. Bun, a făcut el până aici, continuă celălalt. Cu atât mai bine. Sau PNL-ul să renunțe și să spună, da, domnule, ai început o treabă, du-o până la sfârșit, că atunci te vom trage de urechi pe tine pentru neîndeplinirea anumitor chestii. Este cea mai bună soluție. Dar, nu, așa este, că politica asta așa se desfășoară. La noi nu se va naște în al doilea Titulescu, dar nici atunci poate că nu erau lucrurile chiar așa de simplu. Credeți că istoria a dovedit-o. Credeți că Titulescu n-a fost criticat la rândul? Îi mulțumesc tare mult, Andrei zice așa. Toată discuția trebuie să plece de la principiul respectării protocolului. Dacă Ciolacu și esențialul Grindeanu au figuri în cap, trebuie să intervină punctual președintele. Chiar și eu sunt curios ce mai face domnul președinte. M-am uitat pe agenda. De 7 zile domnul președinte nu are treabă, sau vreme de 7 zile nu are agenda publică. Eu cred că lucrează din greu, adică face întâlniri cu ăștia secrete, că altfel nu pot să-mi închipui. Și peste o zi sau două, stați că mă uit aici, domnul Iohannis se va întâlni cu mâine, de la 11:30, cu primirea președintelui Republicii Federale din Germania. Domnul Steinmeier vine la Palatul Cotroceni. Deci asta. Și poi mâine, joi, are treabă la Sibiu,
unde merge cu președintele german și are program de vizite și întâlniri cu membrii comunității germane. Deci, asta e pe agenda domnului președinte. Sigur, e important, dar, na, adică să putea strecura și o întâlnire și cu profesori și cu, mă rog, responsabili guvernamentali, cum se cheamă. Andrei, salut, bine ai venit la România în direct. Te salut, Cătălin, bine te-am găsit. Îți vorbesc în calitate de fost profesor, multe ani de zile. De multe ori în această perioadă, crede-mă că mi-a fost rușine să spun salariul pe care l-am. Într-o discuție avută cu niște colegi din Anglia care au venit la noi într-un schimb de experiență, le-am spus că am 250 de lire salariu, iar ei mi-au spus că pe zi este un pic cam mult, pe săptămână foarte puțin. Eu aveam 25 de copii în grupă, ei aveau 5 și erau 2. Plecând de la acest lucru, cred că și statul și privatul trebuie să înțeleagă că așa, pe bani puțini și cu pretenții foarte mari de performanță, nu se mai poate. Ok, ești de acord. Asta am stabilit. Dar cine că statul... Așa. Ar trebui probabil să răspundă întâi celor care au votat, ce face, de ce a cheltuit atâtea milioane de euro pentru deplasări, care este rostul. Cred că toată societatea civilă ar trebui să-i tragem la răspundere pe toți, pentru că toată lumea este nemulțumită. Și aici nu este vorba doar de salarii. Este vorba și de faptul că statul, după pandemie și în timpul pandemiei, a fost părtaș la toate aceste furăciuni, scumpiri, extraordinare. Statul pune niște taxe pe muncă foarte mari și de aici au apărut cheltuieli la oameni care nu le mai pot face față. Deci dacă luăm o familie de profesori sau de orice, cu un venit, să zicem, de 6.000 de lei pe lună la doi oameni, cheltuielilor au crescut la 10.000. N-ai cum să faci față. Bun. Acum, eu sunt de acord, asta am stabilit. E un moment în care societatea, după justiție și după sănătate, trebuie să concentreze asupra educației, dintr-o multitudine de motive. Poate deveni și proiect național. Ok. Dar asta e situația. Nimeni nu vrea să facă chestiunea asta. Ciucă și Ciolacu se invită unul pe altul la guvernare. De la cine aștept să rezolve? Domnul Iohannis e ocupat săptămâna asta, ai văzut. Păi, în primul rând, ar trebui să-l tragem la răspundere pe domnul Iohannis, așa cum a avut timp să reziste prin piață cu lanterna aprinsă, să-și facă timp și pentru cetățeni. Și da, cei care sunt la guvernare, domnul Ciolacu, dacă a vrut să fie prim-ministru și acum s-a stabilit că este rotativa, să-și asume. Adică nu se aștepte să scoată, să-și dea măsura puterii. Care dintre ei să-și asume? Ciolacu, Ciucă, cine să-și asume? Păi e rândul domnului Ciolacu acum. Am înțeles, e rândul Ciolacului. Cineva ne scrie, ne-am obișnuit așa de tare cu situația din România, încât nici nu ne surprinde în vreun fel ideea asta de rotativă. E o prostie, e o absurditate. Da, mă rog, în fine. Mai ești? L-am pierdut? La răspundere pe acești oameni nu se va schimba nimic. Ah, cum naiba să-i tragem? Care să facem toți. Mergeți la vot. Da, mergeți păi la vot. La vot cu cine să votăm? Că tot ei ies. Am văzut, l-au votat, au venit diaspora, l-a votat pe domnul Iohannis și acum ce? Dom'le, mai aveți două opțiuni. Sau dacă vreți, votați UDMR-ul, că și aia e tot partid politic, să Cătălin, știți. Cătălin, părerea mea, și asta mai spun, este că indiferent cine este la guvernare, că e USR, că e PDL, că e PNL, dacă toți ieșim pe ei și tragem la răspundere și strângem cu ușa, o să facă treabă. Mulțumesc tare mult! Am niște dubii și am să vă explic de ce. Adică, bun, putem merge să facem o revoluție. Putem să schimbăm partidele. Putem să-i aducem pe ăștia de la AUR, putem să-i aducem pe cei de la USR. Viziuni diferite, pregătiri diferite. Problemele României rămân aceleași. Și uite, problemele sunt cele pe care vi le-am anunțat prima dată. Pur și simplu, țara asta nu mai are bani pentru că aparatul administrativ, bugetar, cheltuielile de stat, incluzând pensiile, sunt prea mari pentru cât colectăm. Și mai e un motiv aici, colectăm puțin pentru că o mare parte dintre noi nu-și plătesc taxele, dar cer de la stat. Avem instituții incapabile, dar nici dorință foarte mare de a plăti. Fie că vorbim de companii, fie că vorbim de persoane fizice din România. Statul român nu e capabil să ia acești bani și, într-o chestiune absolut firească, mulți oameni nici nu vor să-i plătească, dar nu mai cereți atât de mult de la stat în condițiile astea. Ori lucrul ăsta este foarte greu de spart. Cum faci chestiunea asta? Păi cum?
s-o faci, venind la putere și spunând, uite, domnule, pentru că banii sunt puțini, dăm afară o parte din bugetari, după care ne punem cu ANAF-ul pe voi. Da, a da afară înseamnă a reorganiza și școli. Atenție, că și domnii profesori pot lua în calcul chestiunea asta, mai ales în școli rurale. Poate nu mai e nevoie. Poate e nevoie să ducem copiii cu autobuze la distanțe mai mari, de 20-30 de kilometri, unde să avem un corp profesoral mai mic, dar mai bine plătit. Poate trebuie să luați în calcul și această chestiune. Dar politicianul român nu este obișnuit să ia o decizie care ar putea să-i curme din voturi. El este obișnuit doar să împartă. Ori împărțeala pare că a ajuns la fundul sacului. De unde o să vă mai împrumutați în momentul ăsta? Sebastian, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin. Aș continua o idee de-a lui Andrei foarte pe scurt și aș spune că tragerea asta la răspundere putea fi făcută, culmea, din Duminica Orbului, mai 1990, în prezent, la fiecare legislatură. Mai exact, adu-ți aminte că în noiembrie-decembrie, tradițional, toată presa ne prezintă felul în care Parlamentul votează bugetul de venituri și cheltuieli. După care știrea asta cade în desuetudine. Da. Ce se întâmplă cu bugetul de venituri și cheltuieli? Doar să-mi încheie ideea și dialogăm. Bugetul ăsta de venituri și cheltuieli, în mod normal, ar trebui să fie verificat, tehnic vorbind, auditat, de Comisia Buget Finanțe din Parlament. Ei bine, din mai 1990 până în prezent, execuția bugetară n-a fost urmărită de nimeni. Dacă lucrurile astea ar fi urmărite trimestrial, cum se face o corporație în execuția bugetară, toate aceste probleme s-ar rezolva mult mai ușor din mers, iar împrumuturile externe, în opinia mea, s-ar diminua semnificativ. Te rog, te-am întrebat. Acum, dacă vrei, pot să te contrazic. Eu îți spun și îți găsesc zeci de știri de presă, zeci, în care, la alcătuirea bugetului, sunt oameni care spun... Băi, nu e în regulă ce ați făcut acolo, așa cum și cu acest buget s-a semnalat. Da? Când s-a făcut bugetul ăsta, au venit oameni și aici la Europa FM și în alte publicații și au zis, vedeți că nu o să strângeți banii ăștia. După care sunt știri de presă pe site-uri foarte bune, da, care sunt considerate economic. Știi de ce nu avem o dezbatere despre asta? Pentru că televiziunile de seară, care ocupă cel mai mare spațiu din mintea românilor, sunt ocupate să dezbată mișmașurile dintre ei. Știi de ce? Pentru că în ultimii ani televiziunile de seară, de știri, sunt plătite cu bani de la partid. De aia, pentru că luăm bani de la partid, pe ecranul unei televiziuni astăzi poate să scrie o gogămânie de, bă, o gogămânie de mare, în sensul în care Ciolacu vrea să-l oblige pe Iohannis să-l pună premier. Bă, dar te faci de râs și ca jurnalist când scrie aia pe ecran și când o spui. Crezi deci... că te-ar putea refuza, iartă-mă că te întrerup, crezi că te-ar putea refuza minim 2-3 cu ajutorul oamenilor din spate de la tine, producători și așa mai departe, să vină reprezentanți din Comisia Buget Finanțe să vorbească deschis? Pentru că asta nu este o informație secret de stat. Asta este o chestiune care a fost votată, doar că nimeni nu urmărește execuția acestui buget, Cătălin. Bun, și unde? Voi aveți în prime time, te rog, spuneți. Unde sunt banii? Hai, spunem. Unde, că noi mergem după oamenii ăștia, dar spunem tot ce n-am văzut noi în execuția bugetară. Banii sunt pe risipă și îți dau un exemplu. Compania Electrica, care e de stat, da, are 200 de cutii de branșament pentru persoane fizice nefolosite, iar Electrica Dâmbovița, care are nevoie de 3 ani de zile, știu cel puțin 10 familii care au depus cerere de branșament, nu pot pune acea cutie pentru că Electrica Dâmbovița nu vorbește cu Electrica Satu Mare. Sunt adică convins că sunt milioane... rupturi de comunicare între oameni de genul ăsta. Și atunci... Sunt cheltuieli pe mașini, sunt cheltuieli pe telefoane din alea de iPhone 14 luate. Iarăși, bugetul trimestrial trebuie văzut. Dacă sare cu 10%, ne oprim. Nu așteptăm să facem rectificări. Începem acum... să vedem, stai un pic. Să știți că acum asta au făcut scripturi. Acum chiar s-au făcut chestiunea asta și au zis, bă, înghețăm niște cheltuieli. Măcar au spus. Da, dar astea sunt făcute din burtă, cred că recunoști și tu. Nu sunt făcute, da, pe bază economică. Da, sunt făcute din burtă. Ori, voi aveți agora foarte frumoasă în Piața Victoriei, ați putea aduce la tine, la România, în direct, un alt om de Comisia Buget Finanțe. Cred că prin Europa FM ați putea face educație economică financiară pe buget de stat,
astfel încât oamenii, când vor vota peste un an de zile, chiar să nu mai voteze partide, ci să voteze oameni. Okay. Adică nu au auzit oameni în emisiunile voastre, nu-i votează, indiferent de la ce sunt. Nota bene, am intrat în conflict cu un consilier local, chiar USR, în București, nu intru în detalii că poate chiar mă ascultă, pe o chestiune de orgoliu când am propus lucrul ăsta. Așa că nu mai votăm oameni politici, Cătălin, să votăm oameni care fac bugete cu pixul mână și cu bottom line, cu plus și minus. Și mulțumesc, atunci vom avea bani și pentru educație. Mulțumesc tare mult. Asta înseamnă să-i votați pe cei precum Nicușor Dan, dar vedeți ce pățește Nicușor Dan, că dacă Nicușor Dan e din ăsta chivernisist, stă cu pixul mână și el se uită la cifre și nu la societate, Nicușor Dan își ia bătaie peste tot. Când el îți spune, nu sunt bani să tragem liniile pe stradă, societatea îi spune, ba, îmi pare rău, liniile sunt o prioritate. Percepțiile în politică și în societate uneori sunt mai importante decât pixul diversilor Nicușor Dan care au grijă de finanțele noastre. Din păcate, zic. Simion, salut! Știi de unde a plecat dezbaterea asta? Întrebam așa, domnule, să vină Ciolacu sau să mai stea Ciucă? În esență, asta era întrebarea de azi. Alo? Salutare! Bună ziua! Deci... Eu aș avea... Te rog. Să vă întreb ceva. E bine. Toată lumea. Da. Eu când m-am dus la vot, am votat partidul. Da. Partidul a numit parlamentarii. Ok. Corect? Corect. I-a aveați pe listă, da, i-ați citit, i-ați votat și pe... El, partidul, a pus parlamentarii. Parlamentarii au numit primul ministru. Ok, da, de acord. Dar e corect, da? Da, da. Dar restul... M-au întrebat pe ministrii numească, de ce nu dă lumea examen? De ce neapărat trebuie să fii ministru de la apărare la partidului? De ce? Că sunt o groază, părerea mea, o groază de miniștri care habar n-au pe ce de treaba aia. Mai înainte a spus un lucru, care l-am auzit, că Grindeanu s-a putea să fie propus la SRI. Ce treabă are cu SRI-ul? Are școală? Da, Helvig avea... Helvig avea școală, Helvig avea școală pentru... Dar nu, păi tocmai de asta încerc. De asta m-am inervat, început să mă inervez în ultimul timp. Și am zis că mă duc la alege să întreb. Cu ce drept partidul numește oameni? De ce nu se dă examen? Uite, unul de 30 de ani s-ar putea să fie mult mai deștept cu unul de 50, dar ăla de 50 vine cu bani la partid. Pentru o parte din societatea românească, pentru funcția publică, pentru o parte din ea, noi avem instituit un tip de examene, care unele sunt pe bune, altele sunt furate, la altele vin oameni mai slabi, mai buni. Nu știu alt mecanism în societatea democratică, fără numirea prin politică sau prin societatea civilă. De ce să numim politic? De ce să nu stai examen? De știi unde stă diferența? Sunt o groază de români, vă rog să mă credeți, eu părerea mea, sunt o groază de români deștepți, care ar putea să facă treabă mult în România, dar nu sunt puși acolo. Da, nu sunt puși pentru că la noi funcționează contrapilă. Nu s-a acceptat că nu-i convine. De la partidul nu-i convine ca ăla. Că dacă vine ăla, ce face? Da, partidul nu vrea să pună cinstit și deștept. Asta e filozofia ultimilor. Păi, dar eu ce v-am spus. Da. Orice, la stat, orice funcție, cât de mică, de la femeia de serviciu până la directorul ăla mare... Dar nu politizarea e problema, ci faptul că trebuie să-i convingem pe oamenii care sunt în politică că este în defavoarea lor să pună hoți și proști în funcții și că trebuie să pună deștepți. Adică, cum ar fi pe românește... Ei n-au dreptul să pună, că nu are semnătura mea să dreptul. Asta e constituțional, nu. Dar cum? Dar cine poate pune altfel? Uite, hai că... Examen se scoate postul la control. La postul de ministru? Ministri. Postul de ministru? Ministru, care e problema? Nu poți fi, dar trebuie ministru, trebuie partidul de partidul respectiv, dar are de primul ministru. Da. Iar ministru poate să vină ministru vă rog, deștept, care să facă treabă. Nu să... Ce credeți? Nu va fi așa, să numim noi pe cine vrem noi, nu cred va fi că nu se poate ca ministru să dea pe examen. Sau, cred că dar e contra... de ce nu se poate? Că e contraproductiv. A, de-aia. Poftim? E contraproductiv să stai să dai examene la miniștri. Serios, ne certăm? Păi de ce să nu dai examen în câteva? Dar să vină, să iei că ministrul are facultate de respectivă, nu are facultate asta, de sport. Da, la asta te poți uita. Da. Ok, bun, mulțumesc că am reținut ideea. Nu pot, lucrurile nu funcționează așa. Te uiți la un om
și spui în felul următor când faci decizia politică. Băi, are experiență în domeniul respectiv, este un om capabil, susținut de școli sănătoase în spatele său, care sunt realizările sale ca om? Cum ar dura, gândiți-vă, la întreg procesul de selecție al oamenilor să dea concursuri pe posturi de miniștri? Mi se pare destul de greu de realizat și nu politizarea încă o dată este problema, ci efectul său, modul în care oamenii politici pun oamenii acolo. Adică nu se uită la CV-uri, nu se uită la realizările anterioare, fac orice ca să-i descurajeze pe oameni buni și deștepți să vină acolo. Clasa politică din Polonia tot politizare face. Da? Și pune niște oameni care au facultăți, care au studii, care au un trecut. La ei de ce nu se poate? Pentru că la ei numirea politică funcționează invers. La asta trebuie să ne uităm. Bă, când l-ai pus pe omul ăsta la, nu știu, la transporturi, că tot veni vorba de Grindeanu, te-ai uitat la Grindeanu ce pregătire are? Ne-am uitat, bun, și am zis, integrala a văzut că e o suspiciune că a furat ceva la o carte de matematică. Societatea s-a pronunțat și i-a zis politicianului, bă, nu-l pune acolo, că ai o problemă cu el. Uită-l că nu știe nici despre transporturi, că nu e inginer, n-a făcut chestii de astea. Și politicul tot l-a numit. Ceea ce avem noi de rezolvat este să-i spunem încă o dată și încă o dată și încă o dată lui Ciolacu, bă, dar nu mai pune un om, un astfel de om acolo, dacă are niște probleme. Și acolo ar trebui să ne asculte clasa politică. Ștefan, salut, ești la România în direct. Am salut, divagat. Cătălin. Am divagat. Da, alo? Da, salut, alo. Zic că am divagat. Salut, nu-i problemă. Eu încerc să fiu foarte scurt. Părerea mea este că rotativa trebuie să se facă. Chiar dacă Ciolacu nu-și dorește cartoful fierbinte, că într-adevăr e un cartof fierbinte, de ce să nu-l recunoaștem? Vine acum, după toată povestea asta cu cadrele didactice, e o problemă pe care nu se va rezolva până la rotativă și trebuie rezolvat. Al doilea lucru care trebuie să-l pe care eu așa-l simt, sincer, domnii care sunt liderii de sindicat de la învățământ, am un pic senzația că joacă necinstit. Și spun și de ce. Faptul că au declanșat-o exact în acest moment, înainte de... Și Ciolacu jubilează că este acum, mi se pare o mică înțelegere între ei. Între PSD și liderii sindicali? Da. Da. De ce? Ca să nu ajungă Ciolacu la putere? Pentru că nu mai... ca să nu ajungă Ciolacu la putere. Ciolacu nu-și dorește, Cătălin. Asta este părerea mea. Nu-și dorește să ajungă la putere în acest moment. E posibil. Iau un calcul. Gândește-te la următorul lucru. Cât de mult a fost erodat PNL-ul de când este în fotoliu de prim-ministru? Indiferent cine. Mult. Foarte mult. Foarte mult, da. Dacă vine Ciolacu pe ultima sută, înainte de alegeri, pe fotoliu de prim-ministru, fii sigur că, indiferent cât de tare e PSD-ul, va avea o erodare foarte mare. Și atunci încearcă să tragă de timp. Fie să tragă, fie poate îl convinge pe Ciucă, care, de ce să-l recunoaștem, n-are verități de om politic. Eu nu știu cum a ajuns acolo. Nu, adică știu, da. Că știu, vin din sistemul lor. Președintele Iohannis îl place foarte tare pe domnul Ciucă, dar nu de acum. Îl place, 10... spun și de ce îl place. Îl place pentru că bate din călcâie. De-aia îl place. Lui Iohannis îi plac oamenii care bat din călcâie. Și spun, da să trăiți, nu vă scău să trăiți, eu fac ce spui tu. Și ăsta este Ciucă. Deci, dacă vor să facă treabă, cei de la PNL, și dacă Ciucă are coloană, își pune demisia pe masă, așa cum a promis. Asta este punctul meu de vedere. Așteptăm și o să vedem ce se întâmplă vineri, da, sau luni. Domnul Câțu, care e, cum să zic, rău famat așa de când a făcut treaba aia, zice așa, domnule, mai bine ne întoarcem către electorat, a zis la Sebastian Zahman. Să se întoarcă, adică domnul Câțu a zis, bă, mai bine facem alegeri anticipate. Ce să mai... Încolo, încolo, să știți că... Asta. E un moment potrivit pentru alegeri. E un moment potrivit pentru alegeri, dar nu pentru toți. Adică, hai să spun ceva, lui Ciolacu, de exemplu, eu sunt convins că i-ar place alegeri anticipate, chiar dacă nu o spune. Adică PSD-ul ar avea de câștigat. E singurul care ar avea de câștigat.
Și, bineînțeles, Aurul sau cine mai sunt cei care au stat pe margine și au jubilat când a căzut ăla sau s-a ridicat ăla și când a căzut ăla ăla. Aurul, dar să știi... e o variantă să se facă și alegere anticipată. Hai să vedem, doar da. Că jupânul lipsește. Mulțumesc tare mult, încerc să mai fac rost la loc la un telefon. E o variantă, să știți, s-au mai uitat pe culoare, au mai analizat, dar e un moment potrivit. Adică, domnule, e posibil ca, ca domnul Iohannis numind un premier aici să nu îndeplinească voturile chiar de mai multe ori. Pentru că dacă e de la PSD, dacă nu vrea PNL, trebuie să însoțească cu AUR sau cu USR, ceea ce e greu. Dacă e de la PNL, aș ișderea. Și, Alexandru, o să tragi tu concluziile acestei emisiuni. Bună ziua! Salutare! Cu privire la salariile profesorilor, am observat că sunt două păreri, în general. Unii care spun că nu ar trebui mărite, pentru că așa sunt salariile în țara asta, pentru că și ei câștigă puțin, și dublat de faptul că spun că muncesc prea puțin, pentru doar 4 ore pe zi, ceea ce este destul de discutabil, și alții care sunt de acord și cu orice salariu. Eu acum am un grafic în față de pe Euronews și am pe graficul ăsta rația salariilor de debutant, de profesor debutant, versus salariul minim din țara respectivă. Suntem undeva în jumatea a doua clasamentului, cu rație de 1,5. Datele sunt din 2020-2021. Prima este Germania cu 2,8, iar ultima este Polonia cu 1,1. Adică salariul de debutant e mai mare decât salariul minim cu cât ați spus dumneavoastră acolo? 1,5. Da. 1,5, România, 2020. Okay. Exact. Media UE este undeva la 1,8-1,9. Uh-huh. Din ce văd eu aici în graficul acesta. Adică nu e dezastru asta, îmi spuneți. Nu că nu este, nu este chiar așa dezastru, însă nu stăm bine, cu siguranță. Am făcut niște calcule de la salariul minim până la salariul de un cu 1,8 sau 1,9 și asta ar însemna să-i plătim pe profesori cu debutant la 3.400-3.600 de lei. Ceea ce este oarecum aproape de ceea ce cerei, dar nu chiar atât de mult. Eu cred că aceasta ar fi o soluție corectă, pentru că trebuie să ne uităm și la cât poate această țară. Adică cam cu 16%, cifră care astăzi s-a dus pe biroul celor doi premieri sau al niciunuia. Să știți, cu asta s-au dus, cu 16% plus 4.000 de lei spor anual. Dar știți ce? Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit cu acest calcul. Mulțumesc, Alexandru, să mai vii la emisiunea asta cu calcule de genul ăsta. Pentru că asta ne arată că în România avem oameni raționali, aplicați, cu soluții și cu gândire. Și cu acest tip de gândire trebuie să opereze și politicienii din România. Dacă domnul Ciolacu sau domnul Ciucă ieșeau cu acest calcul în fața poporului și spunea, uite ce calcul am făcut, cum a făcut Alexandru, uite unde suntem, uite cât ne permitem, uite cât ar trebui să fie, să știți că ei ar fi câștigat în ochii mei. Deocamdată, ei nu au o soluție corectă, concretă și nici măcar un mesaj satisfăcător în aceste zile. Dar ne întoarcem, prieteni, e și mâine o zi și cred că tot în această zonă vom sta. Altfel, spre finalul săptămânii, să știți că se apropie sărbătorile Europa FM și vă zic de pe acum. România în direct se încheie aici. Sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.